Salut și bine v-am găsit aici, bă, fraților, la un nou episod din Brawl Stars. Astăzi vom face câteva quest-uri pe care le avem și noi pe aici și bun. Hai să vă arăt o fază ceva mai interesantă, pentru că știu că vă plac foarte mult fazele astea mai interesante și bun. Hai să vă arăt. Deci avem aici un quest cu Groom, să facem 5 win-uri cu Groom, ok? Avem încă unul tot așa cu 5 win-uri, ok? Și avem aici să facem 15 kill-uri tot cu Groom. Și mai trebuie să facem un quest în care trebuie să facem tot așa 15 kill-uri la Brawl Ball. Deci de-aia zic că o să fie foarte multe quest-uri deodată și bun. Hai să vă anunț cu o chestie, avem aici Mega Pigul, ceea ce o să fie super, super blană, pentru că aici, momentan, dacă se poate observa, avem 4 din 5, mai avem nevoie să facem foarte multe win-uri, să trecem la 5 din 5, să avem un Mega Pig foarte plin, să facem și noi foarte multe reward-uri de alea blană. Și dacă se poate observa, că vă și arăt o chestie ca să nu ziceți voi că îți dă la, am făcut și-o pe contul mare 6 win-uri acolo, că n-am putut mai mult și pentru cei care vedeți voi aceia și nu vor juca aproape deloc, să știți că o să-i dau afară din club pentru cei care nu joacă, să știți, pentru că vreau să facem și noi aici Mega Pig ca lumea, că na, vorba aceea, facem și noi o pușculiță mare, mai multe reward-uri, mai multe star drop-uri, înțeles voi ideea și de-aia zic că o să pregătesc un foarte mare opening pentru voi, pentru cu Mega Pico acesta, pentru că știu că dă foarte multe reward-uri, știi? Și bun, hai să începem, dați și voi like la acest episod, pentru că, din păcate, sau nu știu cum o luați voi acum, dar, sincer să fiu, la ultimele clipuri cu Brawl Stars, aparent, nu vă place aproape deloc Brawl Stars și am văzut foarte mult ce mi-a spus acolo, că nu prea vă place aproape deloc și așa că, dacă nici acest clip nu să vă placă aproape deloc, o să limităm mai mult Brawl Stars-ul pe canal, nu o să mai fac așa de des Brawl Stars și, am înțeles voi ideea. Deci, de-aia zic, depinde de voi dacă o să vreți să mai facem noi foarte mult Brawl Stars, dar, na, în caz că și acest clip nu o să mai prind aproape deloc și o să vă placă aproape deloc, la fel ca celelalte, atunci o să facem o serie asta să fie mai așa, mai rară pe canal, ca să nu mai fie așa mult, că dacă nu vă place, o eliminăm până la urmă. Ia să vedem. Bun, apare măi așa, ne cam dă bătaie, sincer, acum, nu ne lasă băiți un pic așa. Hai. Hai mă, luați un. Ok, am făcut kill-uri. Vine mă băiatul încoace. Bun. Dă-i mă, dă-i. Dă-i mă pasă în față. Nu. Bravo. Ok, nu chiar bravo, că e ca notul Mortis, dar... Doamne, asta nu știe să joace, nu știe să joace. L-am aruncat. Ok. Poți, nu fi fraier. Mamă, a intrat cu tot cu minge în poartă, bă, frate, n-am ce să mai fac băiatul acela. Bun, trebuie să facem o schimbă la băieții ăștia să le dăm mare gol. Dar nu pot să mă bag pentru că n-am multă viață. Haide mă, frate, bă, niciun puteți să face și voi nimic, mă, cu echipierii mei. Doamne, doamne, ce cu echipieri. Foarte emancipați acești cu echipieri, sincer. Arunc și-o de-asta înainte să mor, ce pana vreți să fac și-o pe la urmă. Ia uite, mă, doamne, asta duce mingea la noi, mă. Amber, eu înțeleg că nu-ți place această echipă, dar nici chiar să ne sabotezi în halul ăla, știi? Că vorba aceea, suntem și niște oameni și nu trebuie să ne sabotezi în halul ăla. Da, cred că deja e cam un match over, să sincer acum, pentru că n-avem șanse. Deci băieții ăștia ne dă mare bătaie pentru că noi nu putem să facem nimic, pentru că aparent n-am prins cu echipieri foarte bun, știi? Dar bun. Adam cu chestia, am zis să vă specific o chestie, mai avem acest quest în care trebuie să dăm play again de vreo 10 ori, mai avem nevoie de 4 ori să mai dăm play again și doar așa ca idee, să știți că mai este acel quest, ok? Bun, ia să vedem acum, băi, acum o să dau tot ce se poate din mine. S-a încercat o schemă, dar schema, cu cine să mai fac, asta e întrebarea. Ia uite mă frumos aici, mamă, și star player, bă, ce frumos, mă. Ia uite, aproape l-am făcut pe ăsta cu killurile. Deci aparent o să putem să schimbăm și noi game modul, pentru că dacă am făcut toate killurile acestea pe Brawl Ball, putem să scăpăm deja la acest game mod.
Nu mai putem. Bă, ce meci ăsta, mă, frate, mă? Măcar am făcut kill-urile și o sau sal. Nici nu le-am făcut, ești nebun. Da, deci nu mai zic nimic, ca frații mei. A fost acolo player de ne-a dat bătaie în ultimul hal și a băgat ceva în grumul nostru. I-am lăsat pe toți slow, lasă-mă în pana mea, mă, mai de capul meu. Ok, trebuia să ai o star player, uite cât de mergeam reușit să dau, dar și pe Nila destul de mult, sincer. Acum, dar bă, a fost ok. Ia uite, 3 quest-uri în linie. Mai că mai demn acum play again de vreo 2 ori și mai avem nevoie și de 2 win-uri ca să putem să terminăm și noi aceste quest-uri. Și după aceea o să trecem la un alt brawler care, să zicem că poate o să fie ceva mai interesant decât grumul. Lasă-o bă încolo, băi, nu știu, e satisfăcător, mă, să-i omori așa, rând pe rând, așa, să iei unul după altul, chiar satisfăcător, sincer, acum. Manu, ok, uite-l și pe Teo, care are PES-ul, deci, cred că răsută mie are level 11 pe Mico. Ok, deci deja avem niște player mai unice aici. Mama, bă, stai, bă, acolo, tu vii după mine, bă, să mă omor, băi. Mai ziceți voi ce? Bye, bye. Hai, Leon, ajută-mă, Leonaș! Bun, hai, Leon! Mă voi băga eu, hai! Intră! Dă-i pe o dată în ei! Doamne, ce face Leon, mă, frate? Stă cu ultima ta încărcată, omul meu, mă! Îți mai și moare ca fraierul acolo, pe eu ce să le fac de unul singur aici, mă? Hai, ajutor! Help, bă, ajutați-mă, bă, ce facem aici, bă, nu pot să le fac nimica, bă. Cred că am zis, bă, de vreo 3-4 ori. Băga-mi aș piciorul, bă, n-ai cum, frate, n-ai cum, e ce echipă mai proastă ca asta, să nu folosesc deloc ultimata, mă, pe bune. Deja cred că e golul luat, da, ăsta a fost și meciul, sper că v-a plăcut meciul, frații mei. Un meci foarte, foarte frumos, care nu vreau să-l mai văd în viața mea, lăsați-mă în pace cu echipierii, ia. Ok, gata, au ieșit cu echipele, au ieșit. Deci am scăpat de cu echipele ăștia slăbănoși, pentru că nu se mai putea, bă, cu ei ăla să încolo de treabă. Bă, deci el avea ultimata, dacă dădea ultimata, aveam o șansă la gol, dar omul meu ce să facă? Ține ultimata pentru noi încolo, dar ce să mai ții că ne dă ăștia gol până o ține el. Ia. Ok, bun. Bun. Încă un grum. Ok, l-am apus. Pa, grum. Ok, ne-a spart și poarta, hai. Bagă-te, intră cu ea, să nu te prind că nu intri. Bă, ce prost! De ce nu intri cu ea, bă ăsta? Doamne, ce copii, bă, frate. Bă, uitați-vă și eu ce cu echiper, mă. Nu intră și el cu mingea în poartă, mă, pe bune, mă, frate, mă. Eu îmi dau aici viața pe episod și omul meu, gata. Nu intru cu ea în poartă că-s mai șmecher și dau pasă direct, că, na, vorba aceea. Haide, bă, deja că nici acolo nu intri cu ea în poartă. Bun. Ok, s-a învățat minte și a învățat lecția, bă, ia fiți atent în aceea. I-am luat pe toți, dă-te că-ți dau pasă. Hai, du-te. Mai arunc o ultima dată pe ei. Bun! Nu! Lăsați-mă să dau și-o un gol, să mă simt și-o bine. Bun, așa mă, frate, mă. Ăsta damage, mă, ăsta damage. Ia uite, am luat și star player. Bun, mai avem nevoie de încă un singur win să facem ultimul nostru quest. Ia să vedem aici. Ia, haide să dăm aici bătăiță cu un match ca lumea. Bun. Bă, Lerian Lori cam este OP, sincer acum. Că dacă ăla poate da și peste prescă, așa poate să facă el, ne-ca rupe. Măcar să-mi fac ultimata aia, mă, că ultimata așa avea nevoie să-mi iau. Mamă, vine Bibi, intră de coia în poartă, ești nebun. Bă, deci lasă-o încolo, ăștia intră de coia în poartă. Deci toată lumea este tank în echipa asta, ești nebun. Mă refer la echipa adversă, zic.
Hai mă, băgam și piciorul în voi, mă, bă, vă rup, mă, vă rup. Vă bag ultimata asta, vă dau la bătaie ca lume. Hai mă, dă-i. Aaaa! Haideți mă cu echipierii mei, bă, i-a lăsat pe toți low, bă. Bine, de fapt doi i-a lăsat low. Ok, unul, hai și pe acela, luați-l mă și pe ăla, mă. Haideți mă, frații mei, că avem o șansă, suntem buni. Hai mă, ia-i. Hai bă, tot eu să fac kidurile, bă, echipa mea. Haide bă, odată cu golul, intră cu ea în poartă odată. Așa mă, frate, mă, bun. Să vă văd cum jucați echipa mea. Ok, le-am prins foarte bine hiturile. Așa, bun, bun, bun. Hai repede. Hai mă, că le-ai afecat, bă. Gata, hai, intră cu ea în poartă. Dai, bravo, bravo. Așa da, mă, frate, așa da, mă, uite, frumos. Am luat și star player din nou. Ia uite-le quest-urile cum vin. Gata, nu mai mă interesează echipa aia, gata. Ia. Ok, din păcate superar, nici nimic mai bun mai dă și nou din acest star drop, că aparent ce ai zis, băi, ți-ai zis că v-am dat destul de chestii. Ia. Ok, ia uite, 2900, mă. Mamă. S-au făcut o grandă taiere, s-a făcut. Ok, a câștigat Amin Șmecherul în ăsta pentru... Ia uite. Bă, Amin Șmecherul, lasă-o n-ai bă treabă. Bă, locul 3, mă, vă dați seama cât a reușit să farmeze omul acesta, doamne. Amin Șmecherul, dacă o să vezi acest episod, să știi că... Ești top, frate, ești top la cât ai putut să farmezi. Dar și Lilian la fel, adică cum mai bine Lilian este de fapt hackerul. Și hackerul chiar a farmat foarte mult, dar și trainer Stormy. Adică Storm, da. Nu știu, dar ăla e o fită sau? Pare tă, Stroni. Bă, deci sincer, la farmat băieții ăștia o grămadă. Deci, bă, respect maxim celor care farmează la club, sincer. Acum, pentru că vreau să fac mare clip după aceea. Bun, următorul brawler o să fie Tara. Tara sau ăsta, așa, câte așa. Sau A-Bit. Trebuie să ne hotărâm repede, mă, bun. Aș face aici cu unii... Hai mă, că dăm cu Tara, câștigăm două meciuri, să facem și acele două winuri, să scăpăm cu Tara și după aceea mai dăm bătaie și noi cu A-Bit, să facem acolo și alea două quest-uri și na. Bravo, Piper, bravo, stăm up, nu mai te juca, lasă-te de jocul acesta, lasă-te. Nu mai pot, gata, îi dau la showdown pentru că mi s-a luat deja de acest game mod. Sincer, acum, mi s-a luat rău de tot de acest game mod, de Brawl Ball. Pentru că dacă mi-e dă cu echipier de aia să ia brawler de ăștia care nu sunt deloc bun pe acea mapă, cam pierd după aceea. Ia. Baran. Baran? Da-mă baranul, cheamă, băi. Ok. Nu contează, am ieșit locul 4, s-a pus acel win, ia uitați-vă. Vedeți, mai avem nevoie de încă unul singur pe Tara ca să scăpăm și de Tara, ok? Pentru că nu mai pot cu Tara, o am de mult aici să fac quest-uri pe aia, dar aparent cine să facă, că apare mi-a fost și stilă să mai fac quest-urile.
Mamă, m-a luat foarte bine, sincer, acum. Dar oricum ar fi, avem acel win care l-avem aici. Și uitați-vă, 14 trofee și cu 524, încă un tire de ăsta frumos. Tire 31, deci vă dați și voi seama, uitați câte tire am putut să strâng, deci o să fie dita mai opening, o să fie pe acest canal, ia uitați-vă. Deci tire peste tire, deci eu am zis că o să fie opening, dar voi nu m-ați crezut acum. Deci avem deja tire 32, mai avem nevoie până la 50 să facem, pentru că cam atât o să fac, adică fac tire 50 și după aceea mă voi opri cu aceste quest-uri. Și bun, cred că cam atât cu acest episod, pentru că deja... Hai să nu rămân așa la clipul acesta, pentru că uitați-vă și eu aici, ia ce frumos e aici. Ultimul star drop, ok? Hai să dăm și noi un alt brawler, să mai dăm un singur meci așa, să ne luăm. Ha, mă, dă-i mă și lui acolo, că Sergiul să fie foarte bun pe această mapă. Dar, bă, lasă-mi cu o treabă, îi dăm aceea cu ultimul nostru meci, pentru că vreau să iau și acel star drop așa pentru voi, pentru că știu că vă plac foarte mult și star drop-urile acestea. Ia să vedem. Suntem aici Lejereanu. Uite-l pe Leon, uite-l pe Nono. Nono. Ok, domnule Max, lasă-mă, Lerian Lori. Am scăpat de tine momentan, dar trebuie să te bat cum trebuie pe tine, că nu te lași tu așa ușor. Bun, momentan să-și ne leacă pe spate. Mamă, toate hiturile, bă, lasă-o încolo, treabă, mă, fiecare hit l-am ratat. Bun. Suntem foarte bine. Ok, deci Lerian Lori versus Lerian Lori, aparent. Deci am luat țeapă că era Max ăla. Știam eu ce știam. Ok, bun. Trebuie să iau părâm pe ăștia ca să am o șansă. Dacă se aruncă ăștia de pe mine, n-am ce să mai le fac. Așteptăm să facă zona mai micuță, să am și o șansă împotriva la ăștia, că n-am ce să le fac momentan. Poc! Nu! Încă puțin era, mă, dar lasă că e bun și locul 2, frate. Lasă că merge și ăsta că e ok. Haide. Apăsăm pe ochiul ăsta. Aici, dar ce să meargă, că asta e mai mult o schemă așa să... Să ziceți voi că merge, dar de fapt nu merge de aproape deloc acea schemă. Și bun, avem aici frumos. Ia uite frumos și ia stați așa. Ia, gata, s-a dus de tot toate star drop-urile pe ziua de astăzi. Și bun, cam atât cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut acolo cât de cât. Și în caz că v-a plăcut, dați acolo un mare like. Și eu am fost Andrei Biș și vă zic acolo, a toată lumea, pa, pa. Deci, pa, pa.